Dascălii care vor să ocupe un loc în Corpul Național de Experți în Managementul Educațional pot să se înscrie la concursul organizat de Ministerul Educației Naționale. 50 de astfel de locuri au fost scoase la concurs în județul Sălaj. Potrivit unui anunț făcut de inspectorul școlar general Maria Pop, începând de azi se fac înscrierile online pentru cei care doresc să dobândească statutul de membru al Corpului Național al Experților în Managementul Educațional. Ulterior, depunerea dosarelor, respectiv a portofoliilor candidaților, se va face la Secretariatul Inspectoratului Școlar Județean Sălaj în perioada 1-10 septembrie 2014. Pentru a putea participa, cadrele didactice trebuie să facă dovada participării la programe acreditate de formare în domeniul managementului educațional, să fie titulari în învățământul preuniversitar și să aibă cel puțin gradul didactic 2. În plus, au nevoie de calificativul foarte bine în ultimii 4 ani și să nu fi fost sancționați disciplinar în anul școlar curent. Pe de altă parte, nu au dreptul de a participa cei care au fost lipsiți de dreptul de a ocupa o funcție de conducere sau de îndrumare și control în învățământ prin hotărâre judecătorească definitivă de conducere pe precum și cei care au fost excluși din regimul național al experților în managementul educațional. Aceasta este a doua serie din anul 2014, prima desfășurându-se în luna iunie, iar în urma evaluării portofoliilor depuse, 5 cadre didactice au promovat. Menționăm că la nivel național sunt peste 20.000 de experți.